Haideți că vine momentul pe care și eu personal îl aștept foarte tare, fiindcă singurii care lipseau din povestea asta și pe care nu am reușit să-i contactăm cumva, erau cei doi misterioși salvatori care au și oprit mașina, am văzut în acele imagini, au dat-o pe Ina jos, i-au dat un pic de apă pe față, se pare că tot ei ar fi dus-o și la spital, dar noi nu știm ce s-a întâmplat din momentul în care ei au găsit-o lângă pădure, până în momentul în care s-au văzut pe camere. Cel mai important ce s-a întâmplat când au trecut pe lângă acel taxi. Exact. Pe care cu siguranță l-au văzut, că au venit în urma lui la 30-40 de secunde. În legătură directă cu noi, sunt cei doi tineri care au fost surprinși de camerele de supraveghere când ofereau Inei ajutor. Este vorba despre vloggerul Ciprian Dafinescu și fostul prezentator TV Iulian Pâtea. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Măi băieți, vreau să vă întreb dacă voi, în aceste câteva zile de când noi tot vorbim despre această poveste, v-ați dat seama ce amploare a avut gestul acela al vostru și de faptul că sunteți și voi, până la urmă, dacă vreți, în cercul de suspecți pentru, nu știu dacă tâlhărie, pentru furt. Da, am văzut că subiectul a luat foarte mare amploare, dar în toată povestea asta, noi suntem salvatorii și, într-adevăr, se pare că facerea de bine e... Na, mă rog, n-are rost să mai continuăm. Am văzut videoclipurile pe YouTube, pe Acces Direct și... Dacă voi n-ați văzut emisiunea în direct, n-ați văzut-o pe Ina. Sunt Diana și iubitul, amantul, nu-mi dau seama exact... Stai un pic. Stați un pic. Deci voi ați văzut emisiunea toată pe YouTube. Probabil că nu erați în direct la televizor, că nu aveați de unde să știți că e despre voi vorba. Da. Iertați-mă că vă întrerup. Noi am aflat de la un prieten. Am discutat după cele întâmplate. M-aud eu foarte tare pe mine. I-am povestit întâmplarea și ne-am sunat ieri. Ne-au zis, băi, vezi că sunteți la știri. Și m-a buvnit râsul. Cum adică stăm la știri? Eu conduceam, n-aveam timp să mă uit. L-am sunat pe Dafinescu, pe prietenul meu. Măi, uite-te că ceva e neregulă. Ne-a zis că ne-a văzut. El a asimilat povestea noastră cu imaginile pe care le-a văzut la voi și a intrat și s-a uitat pe YouTube Dafinescu. Și după aia ne-am întâlnit și când am văzut ce s-a întâmplat, sincer să vă spun, e un bahaos, cum îmi place mie. Băi, aia, hai să elucidăm un pic, pentru că fata asta săracă, așa cum e în beznă, nu înțelege nimic. Voi însă spuneți că ați fost doar salvator și că sunteți și voi aproape convinși că foarte mare vină în toată povestea asta ar avea o Diana, prietena ei. Așa ați spus mai devreme. Că pe ea o vedeți capabilă să facă. Eu așa consider. Și este foarte posibil să fie mână-mână cu domnul taximetrist, pentru că am văzut pe internet că domnul a zis că noi am întors mașina și că l-am așteptat atunci când a lăsat-o pe... Hai să începem cu începutul, așa cum se începe peste tot. Voi ați venit la 30-40 de secunde în urma lui. Voi azi l-ați văzut pe acest taximetrist oprit acolo? E foarte important să ne spuneți dacă voi l-ați văzut oprit. Clar, da. Bun, ce s-a întâmplat? Deci ați ajuns în dreptul lui, el era oprit. Da, pur și simplu l-am depășit, n-am băgat de seama. Adică ați văzut-o și pe... Iartă-mă că te întrerup, Ciprian, dacă mi-aduc bine aminte, din declarația taximetristului a spus că a pus avariile și s-a oprit, în condițiile în care nu s-a oprit cu avariile, ci pur și simplu s-a oprit brusc. Nu era să intrăm, mult spus să intrăm în el, a trebuit să levităm și ușor, ușor venea să-l și înjur, adică să mă uit așa, băi, ce ai, te-ai țăcănit, te oprești așa și atunci probabil... Taximetristul a zis că voi ați trecut pe lângă el și ați încetinit. Și în momentul în care ați încetinit, v-ați și uitat să vedeți cine este în afară. Nu sunt aceste imagini, acestea sunt imaginile. Taximetristul trece de rond și după aceea apăreți și voi. Păi asta, știi cum se numește asta? Omul nepotrivit, persoana nepotrivită la locul nepotrivit. Eu cred că salvator e prea mult spus. Ceea ce am făcut noi, de fapt, hai că până ajungem acolo să vedem... Hai să luăm cu început un pic. Ați trecut pe lângă taxi. Ați trecut pe lângă taxi. Hai să-i lăsăm pe ei să povestească, că altfel nu mai terminăm. Vă rog. Zic eu sau zici tu, Ciprian? Ai cuvântul, zi tu. Bun, am văzut taxiul, s-a oprit brusc, îmi venea să-l și înjur, să-l întreb, te-ai țăcănit, am mers mai departe, scopul nostru și obiectivul nostru era să ajungem acasă.
Deci noi ne îndreptam spre unirii, să vă zic mai exact, să aveți așa ca idee. Deci noi am trecut pe acolo, ne duceam la unirii. Și mergeam acasă. V-ați întors, de ce v-ați întors? Și unde ați fost? De unde veneați? Am fost la un prieten acasă, am sărbătorit o reușită de-a lui și în momentul în care am ajuns la Unirii, am realizat că mi-am uitat cheile la prietenul ăsta al nostru, l-am sunat. Bine, că n-am ajuns acasă. L-am întrebat, sunt acasă. Cheile la tine? Și omul ne-a confirmat că, într-adevăr, cheile sunt la el și apoi ne-am întors. În momentul în care ne-am întors, chiar acolo, în zona respectivă unde a fost taxiul, am văzut-o pe Ina, ne făcea cu mâna să oprim. În condițiile în care, din ce am observat, iartă-mă că te întrerup, terfelită. Ea ne-a observat, să zic așa, și ne-a făcut semn să oprim. Era într-adevăr, are dreptate că era în situația în care era răvășită și așa mai departe, că prima idee cu Ciprian a fost că, bă, e o fată de pe șosea. Da, face noi așa am crezut că... face gen tiriștii fericiți ceva, adică vă dați seama, fată de așa. Am crezut că un client a bătut-o sau ceva și na, asta a fost prima impresie, dar apoi am văzut că de fapt situația e mai urgentă și am oprit, am luat-o pe Ina și am dus-o la spital. Da, deci dacă observați puțin că ni s-au adus... M-auziți? Da, vă ascultăm. Care ni se aduc, mi se par într-adevăr, iertați-mă și... o secundă. Consider că toată lumea în povestea asta are o vină, inclusiv noi avem o vină, că eram acolo și că am vrut să facem un bine și facerea de bine e aia de mamă. Dar dacă vă uitați atenți, că am stat și am analizat fiecare chestie din ce ați montat dumneavoastră, ca să avem și noi argumentele noastre, pe video în care noi ne-am oprit în sensul giratoriu, iar fata coboară din mașină, dacă observați, coboară de pe partea stângă a mașinii, deci clar ea a stat pe partea stângă în spate, în partea mea, cum ar veni, a șoferului. Da, deci dacă suntem atenți la detalii, ne putem da seama foarte clar că noi suntem nevinovați. Dacă ne uităm, o să ajungem la imediat la acele imagini, acum trece taxiul, o să urmeze imediat imaginile. Stați așa un pic. Și ce s-a întâmplat? Deci ea v-a făcut din mână, înțeleg, voi ați oprit să o luați, că vi s-a părut că e un pic abătut așa, și s-a făcut rău din nou, de ce ați dat-o jos din mașină și ați stropit-o cu apă pe față? I s-a făcut rău, ne-a rugat să oprim mașina pentru că este rău. Sincer să vă spun, acolo nu cred că a fost implicat doar alcoolul. Cred că la petrecerea respectivă, nu știu, probabil s-au consumat anumite substanțe, nu știu, nu dau seama, dar nu cred că a fost implicat doar alcoolul pentru că era foarte rău. Bun, ideea este așa. Ați observat la ea haine mai, nu rupte, dar ca și cum fusese trasă prin iarbă sau avea urme de pământ, de iarbă, de frunze pe haine. Vi s-a părut că fusese, nu știu, trasă de mâini, geanta, arăta într-un fel. Vi s-a părut ceva suspect în momentul în care ați luat-o în mașină? Da. Era, cum am zis și mai devreme, hainele într-adevăr erau murdare. Era... Deci v-am zis că eu cu Ciprian am avut o mică discuție, o fracțiune de secundă în care ne-am zis, bă, e exact genul ăla de fată de pe stradă care își face treaba, în condițiile în care nu vedeam exact, nu vedeam la față, nu știam exact cine e, cum arată, dacă e o doamnă, dacă... Ideea e că am văzut-o cât am văzut-o și am zis, bă, oprim, indiferent ce e, oprim. Că noi așa facem, indiferent dacă e de bine, că e de rău, ne aruncăm. Da, până acolo, până la acel moment, au trecut, cred că 30-40 de minute din ce am calculat noi, de la momentul în care ați depășit taxiul și v-ați întors, voi pentru să vă luați cheile de la petrecerea la care ați fost. Taximetristul a spus un lucru. Ați trecut de el... El a plecat, s-a speriat că a crezut că Ina este o momeală și că va fi jefuit de voi. El a plecat în acel moment, n-a văzut-o pe Ina că își pierde cunoștința și voi ați întors. El asta a declarat el. Taximetristul a spus că voi ați întors. E posibil ca voi să fi întors mașina, să o vedeți acolo căzută, să o târâți puțin prin pădure, să-i luați bunurile și să așteptați momentul în care își revine, să fiți cei mai buni samariteni și să o duceți la spital. Permiteți-mi să vă întrerup.
Noi nu am fi avut cum să întoarcem acolo. În primul și în primul rând era linie dublă continuă. De asta se și vede pe filmare că am mers până în sensul giratoriu și am întors acolo pentru că era linie dublă continuă și Iulian ține la permisul lui. Și pe lângă toată treaba asta, ipoteza taximetristului mă face să cred că este mână-mână cu Diana și amantul, iubitul. Dar știi ce mi se pare mie și mai interesant, și am discutat asta și cu Ciprian, mi se pare că fiecare are povestea lui, în toată povestea asta, fiecare are povestea lui. Inclusiv taximetristul, ce pe mine m-a șocat. Și acolo, cum a zis Ciprian, a ridicat un mare semn de întrebare, cum că noi, el s-a speriat și noi am întors imediat. A, și el a fugit. Adică, bă, noi suntem și niște malaci, adică... Da, pe de altă parte, și pot să cred că aveți dreptate, dar am un mic îndoiel. De exemplu, voi ați plecat, spuneți voi spre Unirii, v-ați uitat cheile, v-ați întors și în cele 40 de minute sau cât a durat dusul, întorsul vostru, n-a văzut-o nimeni altcineva pe Ina, pe marginea străzii. N-a mai trecut nicio mașină, n-a mai oprit, că la fel cum i-a făcut vouă semn să opriți, cu siguranță o fi făcut și altora. Adică mi se pare un bine, pic coincidență. Bine, e posibil ca minutele alea să fi fost chiar în pădure și în momentul în care și-a revenit da, și nu e coincidență, fix când își revine trec aceiași băieți pe care îi vedem pe filmare. Un pic așa, adică mi-ar plăcea să cred povestea voastră, dar pe de altă parte, chiar atât de multe coincidențe în seara aceea. Uitați, de exemplu, noi avem și anumite filmări în care putem dovedi ce am făcut în seara respectivă. O să vorbim apoi de ele, că astea sunt irelevante în momentul ăsta. Ideea este că și eu am stat și m-am gândit că, într-adevăr, sunt prea multe coincidențe. Adică așa s-a întâmplat să fie. Uitați-vă, doamna Mirela, majoritatea persoanelor care mi-au scris mie pe Conrad, Instagramul meu, spun că băieții, adică nu 80%, 70% dau vina pe băieți. Pentru că adică este pe foarte, ei doi. Da, da. Și ceea ce au spus ei mai devreme, că ea a coborât pe partea stângă. Au pus-o pe partea stângă după ce au luat lucrurile, ca să poată să zică dacă cumva este vreo problemă. Fata asta pe partea stângă, noi n-aveam cum să ajungem să luăm lucrurile. Adică, dar de ce? Dacă stai pe stânga, nu poți să o jefuiești? Păi nu, sau că ce? Zicea că dacă ei stăteau în față, el conducea și celălalt din dreapta, n-aveam cum greu. Exact. Deci m-am dat pe tine, te văd acum, pentru prima oară, practic, înțelegând ce ți s-a întâmplat în acea seară din poveștile acestor băieți. Ai vreo nelămurire? Ți-aduce aminte ceva din ceea ce povestesc ei? Vrei să le pui vreo întrebare ca să te lămurești? Băieții, îi crezi pe ei? Nu știu, doamna Mirela, nu mai am încredere în absolut nimeni în acest moment. Eu știu doar un singur lucru din ce mi-aduc aminte. Când m-am trezit acolo în pădure, nu mai aveam bijuteriile, nu mai aveam nimic. Eu când am ieșit spre acea alee și spre stradă, nu mai aveam absolut nimic. Nici banii nu mai erau în geantă, nici bijuteriile. Adică eu când m-am întâlnit cu băieții, nu mai aveam nimic. Da, eu ți-am spus că asta nu înseamnă că cei care te-au luat cu mașina sau taximetristul, totul este posibil, ca Diana și Bitu. O fată de la stradă care pe acolo își face veacul. Un om al străzii care mai doarme pe băncile din acel parc, din apropiere și te-o fi văzut. Normal că ți-a cotrobuit prin geantă, că nu-l interesa poate altceva. Adică s-ar putea să nu fie în aria noastră de suspecți acea persoană. Doamna Mirela, în ziua de azi nu cred că poți avea încredere în absolut nimeni și cu siguranță sunt foarte multe semne de întrebare, dar referitor la ce zicea băiatul din platou, sunt amândoi cocoi și acolo sau e doar unul din ei? Cum adică? Adică Conrad mă cheamă, ca să știi. Voiam să vă întreb pe voi, voi accepta situația asta în care voi doi sunteți puși înainte de toate cele, de viol, de jaf, de abuz, de orice s-ar fi întâmplat în pădure? Voi acceptați ca voi doi să fiți acolo pur și simplu așa, nu știu, de două personalități alfa care n-au nimic de spus? Te refer la cine anume? Noi nu avem nimic de spus. Noi nu avem nimic de spus. Noi suntem aici tocmai. Stai așa că noi suntem pentru ea și în al doilea rând să ne apărăm, pentru că într-un fel sau altul a dat vina și pe noi. Și eu sunt mai mult pentru ea. Cum adică? Nu mai am încredere în nimeni. Puteți să fiți și voi vinovați, da. Și taximetristul și cei doi băieți. Eu nu știu cine. A, gen, voi ați scăpat? A, voi ați ieșit din poveste și voi acum vreți să aruncați, dați o mână de ajutor. Am înțeles că voi sunteți. Nu a ieșit nimeni dragă din poveste, dar a intrat tu acum și ți-ai pus direct amprenta. Eu sunt salvator. De unde știu eu că tu ești salvator? Dacă ele vede. Doamna Mirela, nu ne interesează cine te știe pe tine.
Eu nu te știu, ascultă-mă, nu știu cine ești. Poate ai nevoie de bani. Cine are cea mai mare nevoie de bani este fata aceasta, Diana, după cum am văzut și în comentarii, se dezbracă pe internet, doamna Mirela. Vă rog frumos să verificați acest lucru. Poftim? Poftim? Ce treabă ai tu cu ce fac eu? Am văzut în comentarii pe YouTube, că v-am zis că acolo m-am uitat la acest subiect, și am văzut că Diana, având nevoie de bani... Da, am OnlyFans, ai o problemă cu asta? Ce e asta? Ca să vedeți... E o platformă. Da, vrei să spun că Nicki Minaj este pe locul 3 în lume, da? Femeia care face cei mai mulți bani din OnlyFans? Nu știu ce înseamnă, să mă iertați, ce e ăla? Iartă-mă puțin, o secundă, Ciprian, nu are relevanța asta... Păi, ciua! Da, normal, nu știu de ce vine asta. S-a deviat prea mult. Noi nu avem nevoie de bani în disperarea asta pe care o are Diana. Bă, dar ți se pare că am eu nevoie de bani? Stai așa puțin, că acutei cu mine personal. Stați un pic, că nu știu despre ce vorbiți. Nu, vorbim de total altceva, aceste... doamna Mirela. Nu înțeleg acest termen și poate că dacă nu e pentru ora asta, mai bine nu mi-l explicați din la televizor. Mai bine mă documentez eu după emisiune, că am venit nepregătită. Nu știu despre ce vorbiți. Nu știu ce site e ăla, habar n-am, dar înțeleg că nu e un site tocmai despre liturghie, nu? E altceva. Exact. Doamna Mirela, bun. Nu este. Doamna Mirela, și credeți că i-ar trebui, adică din acest motiv, o suspectați că i-ar pune la cale aceste lucruri ca să facă rost de bani? Băi, doamna Mirela, frate, dacă vrei, îți dau eu bani. Vă rog. Să-ți arăt eu ce înseamnă bani. Vă rog. Hai să doamna fim... Doamna Mirela, haideți un pic să... Civilizați. Timpul trece și așa mai departe. Vă ascult. Nu vorbim de bani, nu cred că e relevant cine câștigă, cine nu, cine face ce face. Pe mine mă interesează atât în povestea asta. Cred că nu mai aveți nici dumneavoastră timp. Voi aveți dovezi? Aveți dovezi? Da, avem niște imagini cu ce am făcut în seara respectivă și vi le putem pune la dispoziție. Ah, perfect. Bun. Asta ar face multe și pentru voi și pentru Ina, pentru că e clar, s-ar mai micșora cercul de suspecți. Mulțumesc tare mult că ați intrat în legătură cu noi în această seară. Vorbim mâine, continuăm discuțiile mâine. Mă documentez, nu știu despre ce e vorba, de ce anume este acuzată Diana, scuzați-mă. Nu știu dacă cu asta se ocupă și Ina, habar n-am. Nu, doamne. Dar, mă rog, povestea subiectului era altul. Mâine continuăm discuțiile.